Salutare, bă băieți, eu sunt Antidot, iar astăzi ne vom juca și noi un alt mod, aș putea spune, care se numește Treehouse. Însă, ideea este că modul acesta costă 25 de Robux, da, trebuie să dăm și noi ca să avem acces la el, adică să-l putem descărca sau să intrăm. Deci, da, e un pic cam ciudățel, însă am înțeles că este un mod foarte, foarte șmecher pe Roblox, deci merită încercat. Ideea este că astăzi suntem alături de Mihi, care ne va îndruma, aș putea spune, sau ne va învăța ce trebuie să facem. Și totul se bazează pe probabil un simulator de casă în copac, din câte am înțeles, nu Mihi, ceva de genul? Din câte am înțeles eu? Gen? Da, bun. Da. Atunci așa o să fie. Bun, deci Mihi, tu ar trebui acum să ne înveți ce să facem. Aici mi apare un daily pack din ăsta. Cum îi dăm click? Ah, uite așa. Și acum ce ne-a dat aici? Văd că ne-a dat 50 de silver. Come back tomorrow. O să venim și noi. Gold 2. Bă, m-am pus aici să desfac ăsta. Oare ne dă bani ceva acum? Ah, da, avem da, deja. Da, ne-a dat collect. Da. Acum îmi arată o săgeată să mergem în casa noastră în copac. Adică aici. O să urcăm și noi pe scări, bineînțeles. Și, întrebare alta, tu cum ai urcat acum? Că nu mi-am dat seama. Deci, noi suntem aici și acum trebuie să facem o chestie. Basic straight, buy with silver, place. Și acum? Cred că am făcut. Sau click? Da. Ah, deci ceva de genul. Sweet addition. Acum trebuie să intrăm iar aici. Trebuie să dăm pe Apple Harvester, place. Și să-l punem, acolo îl pun. Că aici mi-a arătat. Da, da. Nu prea contează, nu? Adică n-are treabă. No. Bun. Acum l-am pus aici. Awesome job. Mersi. Acum m-a dat dintr-o perspectivă foarte ciudată. De ce? Ca să stai preview, cred. Ah, cum se vede. Ok, mă pune să merg aici pe săgeată. Poți să sar de aici fără să iau damage? Da. Ok. Mergem și noi în bază și văd aici că e o chestie pe jos. Click the safe. O să facem și chestia asta. A modern counter a fost adăugat. Am dat aici. Am colectat gold. Am făcut asta deja la început. Welcome to town center. Păi, cred că o să mergem cu mașina ta, nu? Da, că da, gen... Da. Na. Bun, hai. Da. Hai, urc. E destul de departe. Poți să urc? Da. Nu merge. Da. Cum nu? A, ba da. Aparent merge. Deci o să mergem și noi acum în față. Deci trebuie să mergem pe aici unde e săgeata. Ia. A mi-arată în stânga, bă. Sau? Aici? Pe aici? Nu prea. Cum ies acum de pe ăsta? Ok. Și aici... Nu e aici. Nu, nu. Aici? Pe afară, nu, nu. Bun. Trebuie să mergem pe aici pe afară. Și... Ce e ăsta? Credit? Ăla nu e credit aici, nu. Deci trebuie să mergem undeva mai pe aici, pe unde băiatul ăsta, dar nu știu ce face asta. Notice the Apple 3 next to you? Da. Apasă pe un număr. Gata. Și acum? Ia uite bă, ăsta a sărit. Da. Și acum trebuie să mergem acasă, acum, aparent. Sau îl aruncă la aici. Aaa, și mai pot lua? Păi, da. Ok, păi și ce facem cu ele? Da. Adunăm atâtea? Stai așa, că e ceva sus aici. Ce? Eu nu-ți văd merele. Tu le vezi aici sus? Da, 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 sunt acolo. Hai să mergem. Ok, bun. Hai, unde când, pe acasă, nu? Păi eu nu știu unde e acasă. Ah, da. În partea aia de acolo. Așa. Aha, uite, urcă. Acum. Pe așa. Cum urcam? Pe aici? Da. Nu mai merge. Cum nu? Acum așa merge. Da, da. Bun. Pe aici pe undeva. Pe stradă, în dreapta, așa, aici, sus, acolo. Da, da. Că aici unde e casa asta mai ciudată. Bun, nu e asta. Unde? Ia, unde? E înapoi aparent. Mie mi-a arătat că e înapoi. Da, 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 o văd. Da, așa, cum poți să urc? Cum merge? Bun, mamă, cam ciudată chestia asta cu urcatul în mașină, dar în rest e totul ok, aș putea spune. Este un mod destul de interesant. Zi. Da, modul acesta este în beta în momentul de față și o să am observat bug-uri și de-astea. Cum ar fi să nu vezi merele mele, corect? Corect. Bun, hai să luăm și noi mărul ăsta. Am luat mărul. Și acum? Acum mi-arată să vină înapoi. What? Îmi arată săgeata. Welcome to the store. Da, 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 urcă. Hai. Unde ești? Ai, aici. Stai că mă pun în portbagaj. În asta, înțelegi. Hai.
Da, mergem cu spatele, băieții, ca să înțelegi voi ideea cum funcționează modul acesta. Aici mea. Bă! Nu, ok, ăla era în beta, înțelegeți voi. Da. Acum venim aici în stânga. Go inside and sell the apple. Cu siguranță, unde îl vindem? Ăsta, welcome to my shop? Da, cred că da. Că dacă nu e, please put your fruit in the basket. Care-i basketul? Că nu văd niciun basket aici. Există basket aici? Tu vezi basket? Aici, nu stat aici. Aici. Gata. All right, let's see. Hai zic. Ok. Am numărat un apple, 2 silver, da. Ok. Da. Și acum? Excellent work. Și ăsta e tutorialul. Teleport back to the treehouse, sigur, ca să vină Mihi pe jos. Bun, după ce am făcut acest lucru, ce e ăsta? Put away apple harvester? Nu. Ce putem construi acum? Deci am făcut apple harvester. Am făcut și chestia asta. Păi și acum ce trebuie să facem mai exact? Nu-mi dau seama. Păi, deci... trebuie să... practic să-ți faci tu casa ta în copac, cum vrei. Și cam o să... Păi, da. Eu aici, uite, de exemplu, acum dau pe ceva de construit, dar nu mi-apare nimic de cumpărat ca lumea. Adică... building room ăsta? Să cumpăr room ăsta? Cred că da. You don't have enough silver. Pe cât întrebe? Da, 250. Trebuie să mergem și să farmăm de asta. Mm-hmm. Doar din fericire pentru tine, mm-hmm, eu am o jucărie, cum s-ar spune. Da? Da. No, bine, arată și mie jucăria, hai. Păi, de preferat să urc în mașină. Bine. Să nu se mai întâmple ce... Da, că după aia mă aruncă de pe aici. Stai așa, bun, gata. Du-mă la jucăria ta, hai. Vreau să văd care este jucăria dumneavoastră. Uite că o să stăm ceva de genul ca să vedem și noi ce se întâmplă pe aici. Uitați-vă ce lume minunată. Deci zici că suntem în Alice Wonderland, de la lumea poveștilor, înțelegi? Vedeți, se vede tot bine. Unde suntem aici? În julunglă. Exact. Aia zic. Aici ești tu? Da. Păi mie mi-apare scorpion. Tu ești scorpion? Da. Ok. Urcăm și noi aici. Ce-i ăsta, bă? Ia uite. Nu pot să cred așa ceva. Și eu pot urca? Poți urca. Rămân așa, nu? În față, pe alea, așa. Mamă, ăsta are zeppelin, bărbaților. Al meu are mare zeppelin. Și noi unde mergem acum? Mergem să căutăm pepeni, dovleci. Nu pot să cred. Altfel doarme pepenele și dovleacu. Aia zic. Doamne, ne plimbăm cu zeppelinul, băieți, vei vă dați seama. Păi și copacii ăștia mari ce sunt? Să numai așa de formă? Care? Ăștia de pe aici, care se plimbă pe aici. Care sunt pe aici, pardon. Înțelegi tu. Sau poți să-ți faci o casă împrejur la copac? Nu, aici sunt... Că uite, ăla din spate, uite ce are acolo. Acolo e julunglă maximă. Exact. Da. Uite, aici avem, în dreapta aici avem portocale, de-alea. Nu pot să cred așa ceva. Păi da. Acum plouă, se cocă portocalele. Exact. Zale, bă. Deci vrei să venim aici? Da. Bun. Am niște port... Nu prea merge, nu? Am făcut un mic copil accident, dar asta este. Uite așa. Bă, da, acolo în basketul ăla nu trebuie să... Punem noi? Aici dăm, combinăm fructele, să facem din mai multe, unul singur. Cum adică? Adică le combini, faci din mai multe, unul mai mare. Păi și cum fac acum? Vei aici. Da. Îl pui și trebuie să mai pui mai multe. Opa, la accident, ok. Exact. Hai să punem și noi aici. Am pus... mai avem încă una aici. Ok. Presupun. Ia să mai aruncăm acolo dacă e. Aici nu mai văd nicio portocală. Am putea merge în partea asta. Aici sunt portocale multe. Ia-o și pe asta dacă o prinzi. Da, nu aici. Ia, că am pus aici. Bam. Da, în partea cealaltă erau mai multe portocale. Aici nu prea mai sunt portocale. Vezi ce portocală am. Doamne ferește. Doamne. O poți face și pe aia mai mare? Nu știu, nu cred.
Mamă. Ok, și acum... Asta o punem direct în Zeppelin. N-am înțeles. Deci pentru portocala aia cred că ne dă tot silverii din lume, corect? Da. Am înțeles. Doamne, deci e bine, bă. E bine când ai prieteni din ăștia atât de avansați și de bă, le-a suflet să ne combine portocalele. Da. Mai luăm și noi portocale de pe aici. Păi și pentru o portocală din aia mare cât ne dă? Habar n-am că nu m-am mai jucat acest sport. Dar stai un pic, noi n-am dus portocale până acum, deci ne dăm mai mult normal. Ok. Că până acum am dus umăr și umăr e ieftin, dar portocala e exotic așa, trebuie și mai mult, nu? Bă, nu mă lasă să ajung la ăsta, la portocala aia. Da. Ok, deci în beta. Da. O să venim în partea asta la altă, băieți. Sau aduci tu zeppelinul în partea asta la altă, că aici sunt multe portocale? La aduc. Bun, perfect. Am pus și noi aici. Ia uite câte portocale avem aici. Pe aici facem cel mai mari portocale posibile. N-a văzut nici caraibe de portocalele astea. Ia uite ce e aici. Pam, nu se mai termină, mă, băieți, mă. Uite aici portocale de mare calitate românească, semi-africănească, înțelegeți voi? Ia uite. Tu la un copac, eu la un copac, facem aici portocale intense. Astea da portocale, hai că am dat una pe lângă, încă una pe lângă. E bine, băieți, face parte din plan. A fugit portocala. Vino aici portocalo, așa, nu degeaba te-am luat din copac, te ducem aici din nou. Și aici facem portocale, bineînțeles. Dar sunt cam multe acolo, n-ar trebui să facem o schemă. Iasă. Cam, da. Dar cum se face aia, că vreau și eu să fac. Ce? Gen... Gata. Combine, ăla. Gata. Once played in the basket, click on your fruit to combine. Cum adică? Adică fii atent, dai click pe portocală și după aia vezi că te pune să selectezi mai multe, trei opțiuni. Pick up, combine și cancel. Păi și cum poți să dau mai jos? A, uite aici. Combine oranges. Da. Ia uite mă, frate mă. Zici că e în julungle aici, să aleargă portocalele. Păi da. Ia uite-o. Ia uite, ce e asta mă, frate? Mamă. Ia uite bă cât e asta. Și pe aia o pui. Mamă, stai că am dat pe lângă. Asta e mai mare decât aia ta, nu? Nu știu. Ok. Da. Bă, nu s-a pus portocala ca lumea, bă. Nu, am dat în fruit. Mamă. Da. Deci a spart portocala, nu? Da, și acum trebuie să vezi să le bagi pe toate la loc. Hai de cap. Da, e bine, e bine. Îmi place, băieți. Îmi place să combin portocale. Luăm aici iar asta. Punem aici la loc. Deci aparent sunt prea multe opțiuni acolo pe care putem apăsa și se face schema. O să lăsăm de acum pe Mihi să facă treaba asta că, uite, el știe să combine portocale. Hai că am pus-o, hai că am pus-o dacă e. Ia uite. Ia uite portocala portocalelor. Ia uite-o, a căzut ca bila de bowling. Ia uite, fii atent. Da. Gata. Ia uite-o. Doamne. Câta portocala. Aia, da, mare portocală. Da, hai că nu merge să luăm portocalele alea. Alea pentru altcineva, aparent. Da. Pentru SpaceX, care e mai înalt. Aici, noi n-ajungem. Bun. Mai luăm pe asta pe care le mai prindem. Oare cât luăm pe portocale de aia? Nu reușesc să-mi fac treaba cu ele. Cred că da. Adică, na. Dacă nu, se caute el portocale mai mari. Îți dai seama că sunt astea care se vând mult mai scump. Cum ar fi? Sunt chiar și emeralde sau de-astea. A căzut o portocală din barca ta, e bine. Păi și la emeralde nu știi să ajungem? Știu, doar că e foarte, foarte complicat. Mm-hmm. Și e drumul foarte lung. Am înțeles. Că văd că e cineva care are 2000... Nu, are 50.000 de silver, e bine. Stă da, bine pe silver, dacă mă înțelegeți. S-a jucat băiatul ăla. Da, da. A dormit aici. Ia să încercăm noi iar o schemă. Combine. Ia uite, bun. Portocalele. Bă, dar dacă pui mai multe, nu ți-o face, nu ți-o face portocala mai mare, bro. Deci no, trebuie să facem cu un anumit număr. A, tot te plătește, nu? Da, da, da. E același număr de portocale. Ok. Bun, acum tu cum ai pus-o în barcă? O atunci, pur și simplu. Păi da, dar la mine n-a mers treaba ca lumea. Fii atent, te urci aici și după o pui. Aaaa, deci merge. Păi și unde sunt portocalele tale, că nu le mai văd. Păi tu nu vezi portocalele mele, la fel cum nici eu nu văd portocalele tale. Aaaa, și tu portocalele ta nu poți să mi-o dai mie, nu? Nu. Aaaa, păi mai bine le lăsai aici, încă o să le combin eu să le iau.
Păi nici pe astea nu le vezi. Da? Da. Nu pot să cred așa ceva. Nici pe astea mici, nici pe alea mari. What? Ok, asta e ciudat. Ok, asta e cea mai ciudată chestie pe care am auzit-o, dar ok. Bun, hai să mergem și noi să vindem portocalele astea după aia. Bine, mai iau încă 3, stai așa. Dacă mai pun și câteva să fie acolo. Da, da. Stai că am luat și portocala asta de pe aici. Bam. Acum le combin pe astea, stai așa. Put in... A, ne mai trebuie mai multe, stai așa. Mai întrebe încă una sau două ca să le combin. Dar normal trebuie să ne dea mult pe ele, bro. Da, ia. Asta e bine. Ia. Că e mult mai exotic greu decât un... Da, și asta. Da. Hai că se combină astea. Bun, acum dăm pick-up, cum ne-a învățat Mihi. Acum ne urcăm în zeppelin. Așa, și am pus-o aici. Nu, a dispărut, cred. Cum? Păi văd numai una acum. Cum vezi numai una? Eu văd numai una. Da. A, e în beta. Ok, o să ne ducem și noi acum să vindem chestiile astea, pentru că aparent se fac scheme cam mari aici pe combinare la portocale și aparent dispar. Dar e un mod destul de interesant. Dacă vreți și partea a doua sau dacă vreți să continuăm această serie, nu uitați-vă ca de fiecare dată scrieți în secțiunea de comentarii și să strângem cât mai multe like-uri intense. Și da, hai să vedem acum cât ne dă pe portocala asta. Sunt foarte curios cât ne dă pe ea, pentru că ne ducem cu zeppelinul. A fost o muncă destul de grea, adică după muncă și răsplată, dacă mă înțelegeți. Dar nu știu acum dacă se gândește cel care ne cumpără portocalele cât am muncit pentru ele, nu știu ce să zic, hai să vedem acum cât ne dă. Deci am ajuns și noi aici la magazinul acesta intens, uitați-vă câți bărbați periculoși sunt aici, dăm și noi pick-up la portocala noastră, iar acum ar trebui să venim și... Oh, uliu, n-am luat-o. Acum am luat-o, cred. Nu mă lasă să o iau. Ba da. Nu mă lasă. Eu mi-am luat portocala. Păi tu? Gata, mi-am luat portocala. Bun. Ia, ce? Gata. Acum merge, mie acum merge. Mi-a dat că încă sunt în zeppelin, ce să mai... Gata. Bă, a, păi gata. Nu, acum nu ți-a dus și restul? Nu ai mai multe? Păi mie mi-a arătat numai una, acum nu știu. Ai counted? Bă, îmi dă puțin, bă. Cum? Ia stai să văd cât îmi dă. Mi-a dat 60 de silver. Și nu e bine. E destul de ok, să zicem, nu? Da, Ba da, bă, mai văd aici pick-up de ăsta, stai așa. Stai așa. Dar trebuie să stau cumva ca să pot să iau portocala. Dar nu mă lasă, mă, că mă pune pe scaun, da. Fii atent, fii atent, fii atent. A. Deci, vezi, ia, vin încă aici, înăuntru. A. Vezi. Gata. Aici, zi. Sus la ăsta, cum e... Nu mă lăsa să intru înăuntru, bro. Cum adică? Nu pot să intru, uite. Nu pot să intru. What? Na. Acum nu mă las. E în beta, nu? E în beta, ce nu? Nu mai pot intra. What? Oare dacă stai reset la caracter? Păi și cum dau reset la caracter? Dă-i SK și după apeși pe R. SK și apeși pe R. Da. Yes. Mi-a dat... Mm-hmm. Și acum? Și acum trebuie să vin după tine. Am înțeles. Deci a făcut o șosă corespunzătoare. Da. Păi și mai am bani sau nu mai am? E mai, e mai... Bun, hai că sunt pe drum către magazin. Dacă încerc eu să mă duc, poate ajung la mașină în timp. Da, da. Hai că vine aici, dar e jale, mă, că uite, e bug ăsta, adică să nu mă lase să intru acolo, îmi văd portocala cum alunecă pe aici. Lasă că am ajuns să nu mai vii. Da. Am luat portocala deja. Ciudat. Foarte ciudat că nu mă lasă să-mi vând nici măcar portocala, bro. Ia. Acum mergi. Da. Uite, fii atent. Ia. Vezi cum sunt astea puse așa în ordine acolo? Da. Alea de la cel mai... E... Ordine. Da, da, de la... Deci portocalele sunt cele mai nasoale după asta. După mele, da. Deci da, deci trebuie să căutăm banane. Da. Și știu. Păi da, știi care e problema? Că unul a venit cu pepeni și eu nu văd pepeni aici. Da, știu și de pepeni. Dar eu nu văd pepeni aici, gen. Că uite, mi-arată orange crystal așa,
Dar alea sus blueberry, kiwi, peach și ăla de sus e banana. Da, unde e pepenele, nu văd. Aia e ideea. Era mare ca să încapă ce să mai... Da, nu știu, e un pic am ciudat. Că nu știu dacă e mai, mai scump ăla, dar da. Dacă vreți să continuăm această serie intensă de Treehouse Simulator, aș putea spune, uite că m-a lovește și băiatul ăla, nu uitați voi cu like-ul ăla intens. Și bineînțeles, intrați pe primul link din descriere, deoarece este grupul nostru intens de Roblox, unde sunt toți abonații. Și pe data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!